Bună ziua, este momentul în care începe Actual Regional, iar astăzi vă propun să discutăm despre afaceri europene. Politica de coeziune sau politica regională este una dintre cele mai importante și mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale și teritoriale între diversele regiuni și state membre ale Uniunii Europene. România nu se poate lăuda când vine vorba de bani europeni, dar mai sunt și excepții. În mijlocul țării, în Alba, un județ care se confruntă cu depopularea și sărăcia, o comună are o absorpție record la fondurile europene de 27 de milioane de euro în ultimii ani. Ciugudul găzduiește cel mai mare teren de golf din România, are eoliană, gunoi selectat, ca în Occident, străzile sunt asfaltate chiar și spre terenurile agricole, iar localnicii au parte de internet gratuit, Wi-Fi pe stradă atunci când se plimbă în comună. Pășunea localității s-a transformat într-un parc industrial unde lucrează în jur de aproape 1000 de oameni. Cum au fost posibile toate acestea, încercăm să aflăm de la primarul din Ciugud, domnul Gheorghe Damian. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Bine ați venit la Cluj-Napoca să ne explicați despre succesul comunei, cum ați reușit, și sperăm să și aflăm în minutele următoare. Și stăm de vorbă și cu domnul lector universitar Liviu Deceanu de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc mult! Iată, avem un specialist în finanțe, în ceea ce înseamnă economie, și avem o autoritate locală care a reușit să dezvolte din bani europeni câteva proiecte foarte importante. Toate ziarele vuiau acum un an, doi, trei minune la Ciugud, ce se întâmplă în Ciugud, pentru că dacă ne uităm în alte comune din Alba sau din țară, e destul de trist când vorbim despre absorpția fondurilor europene. Cum ați reușit, domnule primar, ca să atrageți atâția bani și să le puneți în practică pentru oamenii de acolo? Da, zicem noi că destul de simplu, adică puțină viziune. Multă lume ne întreabă care este rețeta succesului în atragerea de fonduri. Puțină viziune, multe cunoștință, adică înainte de a apărea aceste fonduri post-aderare, au fost fondurile de preaderare, perioada în care Comuna Ciugud a beneficiat de trei proiecte majore, trei proiecte importante, în care practic ne-am antrenat în ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene. Apoi o echipă de oameni foarte bine pregătiți, foarte, foarte multă muncă, de multe ori nopți nedormite, și de ce nu o comunitate de oameni care au înțeles că e foarte important ca aceste trenuri rapide care vin, cum le spun eu, la banii aceștia europeni, trebuie să fim mereu pe peron, pregătiți cu bagajele, să ne urcăm rapid în ele, în așa fel încât să aducem cât mai multe beneficii comunității noastre. Am învățat că, până la urma urmei, orice cent pe care noi îl aducem din fonduri europene în comuna noastră este un câștig. Comuna Ciugud, dacă e să o luăm după veniturile proprii, la momentul actual nu este o comună săracă. Ne situăm în top 5 comune din județul Alba ca și venituri, dar cu toate acestea, ne-am axat pe fonduri europene. Ne-am axat pe fonduri europene și la ora aceasta am atras undeva în jur de 9.000 de euro pe cap de locuitor. E mult, e puțin, vă las pe dumneavoastră să analizați. Păi deocamdată statisticile spun că sunteți prima comună din țară care ați atras atât de mulți bani. Probabil mai sunt și alte comune, dar sunt și foarte multe localități care nu au atras aproape deloc și se și vede, da? Nu au asfalt în comună, nu au alte facilități, canalizare, apă curentă și așa mai departe. Vreau să vă întreb puțin despre proiecte. Ați făcut, pe lângă proiecte care sună bine la televizor, da, terenuri de golf și așa mai departe, ați făcut acolo centrală eoliană, ați făcut acolo câteva panouri solare pe bani europeni. Oamenii, din câte știu eu, nu plătesc curent electric.
Nu, să fim înțeleși, nu plătesc iluminatul public. Deci cu panourile solare asigurăm și cu microcentrala eoliană, asigurăm curentul, producem curentul pentru iluminatul public. Însă, acum avem un alt proiect prin care tot așa acoperim parcarea primăriei cu un grup de panouri solare. Producem curentul, vom produce curentul electric pentru primărie și școală și o să montăm o stație de încărcat auto, mașini electrice, gratuit pentru populație. Sigur, o să mă întrebați, bine, dar ce înciugut sunt mașini electrice? Vă spun că suntem noi primii beneficiari. Primăria a achiziționat deja un autoturism electric, 100% electric și am avut discuții cu cetățeni pentru a le explica beneficiile în ceea ce privește achiziționarea unui autoturism electric și până la urma urmei care este efectul asupra comunității noastre, faptul că poluarea este zero. Da, din câte știu eu, v-ați și angajat ca până în 2020 să reduceți emisiile de carbon cu 20% cel puțin. Domnule profesor, acest lucru este și acest gen de proiect este și una din țintele Uniunii Europene referitoare la dezvoltarea urbană, dezvoltarea rurală, dezvoltarea până la urma regiunilor. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al economistului, cum vedeți importanța dezvoltării regionale, mai ales, iată, în mediul rural? Da, este un subiect extrem de important și cred că ar fi oportun să facem o scurtă referire și la filozofia construcții europene moderne, referindu-ne la aceasta, prin aceasta la construcția de după cel de-al doilea război mondial, de fapt, odată cu formarea comunității economice carbunelui și a oțelului la începutul anilor 50. La început a fost vorba de un club relativ exclusivist, de state bogate, state care au realizat o reconstrucție extrem de rapidă după cel de-al doilea război mondial, prin această punere în comun a intereselor economice. Cu timpul însă, la acest club al bogaților au, sigur, aspirat tot mai multe state. Asta a făcut ca în prezent să ajungem la 28, sigur, Brexit-ul probabil ne va readuce la 27. Ultimele valuri de aderare au adus pentru prima dată în Uniunea Europeană și state cu un nivel de dezvoltare mai scăzut. Dacă ne gândim la valul 2004, la 2007, se cunoaște foarte bine. Ei, aici a venit marea provocare pentru Uniunea Europeană, faptul că nivelul de disparitate economică a fost extrem de ridicat. Acea medie la nivelul Uniunii Europene, ca PIB pe cap de locuitor sau alți indicatori, a fost, sigur, etalon vreme de mult timp și acest indicator ne arată că multe state, multe regiuni, mai ales că vorbim de regiuni, este mai relevant să vorbim de regiuni decât de state, se găsesc sub această medie. Nu e vorba neapărat de filantropie, e vorba mai degrabă de o politică de redistribuire, sigur, cu anumite discuții care se pot purta, cu anumite controverse, dar care are rolul de a reduce aceste disparități în cele din urmă, tocmai pentru a putea exista relații economice normale între aceste regiuni și aceste țări. Deci provocarea economică este foarte mare. Sigur, deja sunt ani buni în spate de experiență privind fondurile europene, privind politica de coeziune. S-au văzut în multe cazuri efectele extrem de benefice, extrem de pozitive, efecte de catching up care s-au produs acolo unde, sigur, cei interesați, beneficiarii, fie că vorbim de sectorul public, fie că vorbim de companii private, au știut să-și facă temele și au știut să acceseze cu eficiență aceste fonduri. Deci un subiect extrem de important pentru economiști, un subiect care trebuie tratat cu maximă seriozitate, în opinia noastră. Domnule primar, dumneavoastră, în ghilimele, ați furat ce bine de la alții, ați furat din experiența am înțeles, norvegienilor, a germanilor, a spaniolilor și ați adus din experiența lor, din proiectele lor la noi în țară. Spuneți-mi, vă rog, cu cine faceți, cu cine puneți la punct aceste proiecte ca să aibă și succes? Da, am început în urmă cu 12 ani. Acum o săptămână s-au împlinit 12 ani când am angajat primul tânăr
ca manager de proiect, ne pregăteam atunci de aderarea la Uniunea Europeană. Am văzut în Germania ce înseamnă, am participat la un curs acolo de elaborare și implementare proiecte și am văzut ce înseamnă acest aspect. Și atunci, având în vedere că pe piața românească încă nu erau consultanți foarte bine pregătiți și care să-ți inspire destulă încredere, după modelul văzut în Germania, am zis și cum suntem noi ardeleni, inspirați de la Saș, e bine să ai lucrul tău. Și atunci am angajat primul tânăr pe care apoi l-am cursat, l-am pregătit. La ora actuală avem o echipă de 9 oameni care nu fac altceva decât identifică surse de finanțare, scriu cereri de finanțare și apoi implementăm proiecte. Deci, la Ciugud, proiectele sunt practic scrise de echipa primăriei. Facem totodată și puțină economie, pentru că și consultanța costă, însă ce este și mai important că avem practic în mână toate aspectele de la, eu știu, ideea de proiect până la finalizarea lui și după cum s-a văzut până acum n-am avut absolut nicio problemă în ceea ce privește implementarea proiectului. De aceea eu consider că ar fi bine ca fiecare primărie să aibă astfel de specialiști. Din păcate, nu se poate așa. Știți foarte bine că până anul trecut, la apariția legii 153 privind salarizarea unică, administrația publică, în special cea din mediul rural, avea o mare problemă, resursa umană. Resursa umană care nu mergea spre o primărie de sat, odată, datorită salariilor foarte mici și demotivante. Și apoi știm foarte bine, e foarte greu să atragi tineri de la oraș să stea la sat sau să lucreze la sat, mai ales în condițiile în care poate că tu ai de parcurs 30 de kilometri până la locul de muncă. Eu sper că acum cu noua salarizare lucrurile să se schimbe, pentru că altfel nu o să putem să oprim acest fenomen dureros pentru satul românesc și pentru România. Statisticile arată că în fiecare an 9 sate din România dispar, mor. Adică în sensul că mor datorită depopulării, datorită dispariției oamenilor. Da, vreau să vă întrerup puțin și să vă întreb, dumneavoastră, efectiv ați ras o pășune, ați făcut un parc industrial acolo și atunci se mută oamenii de la oraș spre Ciugud, am înțeles, aveți și locuri de muncă foarte multe acolo, șomajul în comună este destul de mic, nu știu, dumneavoastră știți cam câți șomeri mai aveți, dar probabil că un număr foarte, foarte mic. Vreau să-l întreb pe domnul profesor, din punct de vedere economic, cum se vede acest lucru? Până la urmă e o inversare, nu? Se mută orășenii spre sate, au parc industrial, aici, ce înseamnă, da? Economic, vă rog. Dacă îmi permiteți, înainte de aș vrea să înțelegeți că până la urma urmei nu doar zona noastră industrială a făcut ca cei din Alba să vină spre Ciugud. Faptul că noi am creat în Ciugud condiții de trai, un microclimat foarte sănătos, foarte bun, în așa fel încât chiar dacă nu ai nimic cu Ciugudul și vrei să te stabilești acolo, te stabilești pentru că te atrage ceva, pentru că simți că locul acela e special pentru tine, pentru că simți că tu și familia ta te poți bucura de o viață extraordinară, iar zona noastră industrială vine practic în completarea la ceea ce am făcut noi, adică este ceea ce se rezolvă din punct de vedere financiar, pentru că principalele noastre venituri, motorul nostru financiar este zona industrială. Dacă ne uităm la bugetul comunei, cât vine din zona industrială și cât vin venituri proprii de la cetățeni, vedem o discrepanță enormă și asta am învățat-o, să știți, de la spanioli. Am văzut ce înseamnă în Spania să creezi o zonă industrială. Pe de altă parte, orice zonă industrială îți dezvoltă servicii pe orizontală, dar mai important decât atâta, îți reduce problemele sociale.
Deci în momentul în care tu ai o zonă industrială, șomajul tău tinde către zero, ajutoare sociale n-ar trebui să ai decât, Doamne ferește, oameni care nu pot munci și atunci lucrurile se dezvoltă. Pe de altă parte, bunăstarea oamenilor se schimbă și cred că aici domnul profesor poate să ne spună mai multe. Da, deci, după cum spune și domnul primar și are mare dreptate, atractivitatea este cuvântul cheie, competitivitatea, dacă doriți. Și indiferent că este vorba de mediul rural sau de cel urban, acestea ar trebui să fie conceptele care să, mă rog, să fie privilegiate de către autorități. Când vorbim de atractivitate, sigur, într-o țară ca România, atractivitatea se bazează mult, dacă vorbim de investiții, pe costurile mai reduse cu forța de muncă. Fără îndoială, va rămâne probabil o perioadă de timp, de acum încolo, unul dintre acei factori de atractivitate care îi fac pe investitori să iau o decizie. Însă această decizie este favorizată, dacă doriți, are un rol de catalizator pentru această decizie și infrastructura. Și ceea ce domnul primar a reușit, și sigur mai sunt câteva exemple de bune practici la noi în țară, atestă acest lucru. Nu sunt descoperiri noi în materie de economie, sunt, dacă doriți, elemente bine cunoscute deja. Fiscalitate, infrastructură, mână de lucru ieftină, dar calificată, pentru că și productivitatea muncii trebuie pusă în joc, sunt elemente care, fără îndoială, vor determina investitorii să opereze decizii și vor duce la bunăstare. Asta nu înseamnă că trebuie să ne mulțumim doar cu aceste avantaje concurențiale. Cu timpul este foarte important să se meargă pe strategii alternative, cum au făcut țările exportatoare de petrol, sigur e diferență destul de mare, dar e un exemplu, acea investiție masivă în servicii care îi face să poată să trăiască foarte bine și în lipsa anumitor exporturi, ceea ce se pare că se face și la noi în țară. Și sigur, să nu ne temem de faptul că o infrastructură mai bună ar ridica salariile și ar goni investitorii. Da, și probabil ați și ținut în comună foarte mulți tineri care doreau să ia calea străinătății, oferind acolo un loc de muncă. Și probabil câștigă și decent, cât să aibă un nivel de trai destul de bun. Ei, vedeți, dumneavoastră, până la urma urmei este atributul unei administrații publice să se ocupe de copii, să se ocupe de tineri, să se ocupe de familie, să se ocupe de bătrâni, de vârstnici. Și cred că noi la Ciugud, fără falsă modestie, am reușit lucrul ăsta. Am reușit lucrul ăsta și am simțit. Am ajuns primar în anul 2000, am participat în primele două mandate la foarte multe seminarii în afară, Germania, Spania, Franța, țările nordice. Pe mine mă fascinează democrația din țările nordice și administrațiile de acolo, modul în care ele funcționează, și cred că am reușit să aduc parte din ceea ce fac ei în țările nordice și în Ciugud. Revenind la problema tinerilor, știți, foarte mulți tineri se ocupau de agricultură în perioada până intrarea noastră în Uniunea Europeană și o perioadă după aceea. Au fost, dacă vă aduceți aminte, măsura 141, eu îi spun un ajutor social dat agricultorilor de subzistență și semisubzistență, și atunci cu echipa de la primărie am scris 88 de proiecte pentru toți tinerii care erau înclinați în a face agricultură. I-am sprijinit, au primit acei bani, mulți puțin cât au fost ei, 15.000 de euro, după care am încercat să-i consiliem, să aducem oameni care aveau viziune în a face agricultură și să-i selectăm pe cei care aveau viitor, iar pe ceilalți să-i reorientăm. Cu privire la ceilalți tineri, sigur, având zona industrială, am creat parceluțe mici de 1000 de metri pătrați. Că vorbea domnul profesor de atractivitate, am utilat toată acea zonă cu toată infrastructura necesară, am redus impozitul la mai puțin de jumătate pe clădiri, am creat facilități fiscale și am încercat să-i ajutăm tot așa să scrie proiecte europene pentru a-și dezvolta diverse afaceri pe startup-uri.
Afaceri locale mai mult sunt sau și străine? Locale, străine, depinde. Că erau foarte mulți care s-au întors din Spania cu idei. Spunea, domne, uite, eu am șlefuit piatra acolo, vreau să îmi deschid un atelier. Sau, domne, uite, eu am lucrat la un servis în Germania, vreau să vin să-mi fac o afacere, să-mi deschid un servis. Și să știți că au funcționat foarte bine. Pe de altă parte, creând această zonă industrială, ne-am definit foarte bine dezvoltarea noastră urbanistică, pentru că pe mine mă doare sufletul când văd ceea ce se întâmplă în România post-decembristă din punct de vedere urbanistic. Este dureros și constat că așa cum erau viceprimarii aceia însărcinați pe vremea lui Ceaușescu cu dezvoltarea urbanistică, o făceau mult mai bine și fără atâtea legi urbanistice și mult mai corect. Și atunci am definit foarte clar care este zona industrială, bine plasată, în apropiere de municipiul Alba, de zonă, de cale ferată, de viitoare autostradă, de centura municipiului și zona de locuit, care trebuie să-ți confere un anumit confort. Nu, eu știu, eu să stau acasă pe terasă și celălaltul să strâmbe fiere sau să dea la forje. Deci... Da, dumneavoastră, mă rog, Ciugudul este un exemplu, din fericire, pozitiv, unde lucrurile s-au mișcat. Trebuia probabil să întâmpinați greutăți. În opinia dumneavoastră, ce nu merge legat de fondurile europene la noi în țară? Unde este problema? Unde este buba? Birocrația? Comoditatea autorităților locale? Probabil ați stat de vorbă cu colegi de-ai dumneavoastră care se uită poate cu invidie și v-au întrebat, tu cum ai atras atâția bani, ce ai făcut, noi de ce nu putem, sau cam care sunt discuțiile pe care le-ați purtat, ce vă spun primarii, unde poate nu au existat? Din punct de vedere, să zic așa, al piedicilor, deși pentru mine... Hai să zic, chiar nu mai sunt piedici, că m-am învățat cu ele, pentru noi Ciugudul. Pe primul loc se află birocrația. Deci suntem specialiști noi românii și toate instituțiile astea care gestionează, care pregătesc strategii, care pregătesc ghiduri de finanțare, în a spune, băi, nu putem, așa ne-a cerut Comisia Europeană. Comisia Europeană spune așa, uite, tu România ai calupul ăsta de sute de milioane de euro pentru a-ți îndeplini strategia pe dezvoltare rurală. Da, ai Programul Național de Dezvoltare Rurală și ai atâția bani. E problema ta. Cum, pentru că tu în strategie ți-ai stabilit niște indicatori clari, e problema ta cum îți împarți banii ăștia ca să atingi indicatorii. Ei, de acolo și până la a ne dezvolta noi tot felul de hârtii și hârtiuțe și apoi nu am absolut nimic, dar și în instituțiile acestea finanțatoare sunt anumiți oameni care în viața lor n-au implementat un proiect, n-au făcut o achiziție publică, dar își dau cu părerea. Și atunci, neavând proceduri stricte, clare, care să nu-i dea lui, eu știu, șansa să-și etaleze calitățile lui de creator, de foarte bun compozitor, se trezește și îți cere tot felul de hârtii, tot felul de documente care n-au a face una cu alta. Sigur că am făcut și greșeli. Mi-aduc aminte în perioada 2007-2013 că dacă o primărie vroia să-și cumpere un buldo excavator, avea nevoie de avizul de la Direcția Sanitară Veterinară. Ce are Direcția Sanitară Veterinară cu buldo excavatorul? Tot n-am înțeles. S-o fi confundând roțile cu picioarele sau, nu știu, cupa din spate cu coada vacii. N-am înțeles lucrul ăsta. Însă clar, birocrația este... Eu am fost în urmă cu 3 ani într-un grup de lucru de elaborare a strategiei naționale anticorupție la nivel național și acolo am avut o vizită de lucru în Polonia. Să vedem de ce. Polonia, în ultima perioadă, după ce Spania a bătut orice record, a ajuns să fie țara care a absorbit cele mai multe fonduri. Și am vrut să vedem de ce ei pot și noi nu putem. Și la ei lucrurile sunt foarte simple și foarte clare. Adică toți banii europeni sunt gestionați de Ministerul Dezvoltării Regionale. Un singur minister, da? La ministerul respectiv se adună toate strategiile, indiferent că vorbim de rural, că vorbim de, eu știu, strategii regionale, naționale, așa mai departe. După care se dau drumul către oficiile regionale.
ce documente eu ca privat sau ca primărie, ce documente trebuie să duc acolo? Trebuie să duc o idee de proiect, cu un studiu de fezabilitate, îl depun, îmi spune da, este eligibil, e ok, tu, Damian, primești ăștia 2 milioane de euro și vreau să faci ceea ce ai făcut. Nu ești verificat decât prin sondaj, atenție, prin sondaj, ai fost prins că ai sifonat banii, ești obligat să dai banii înapoi plus penalități. Și la întrebarea, spuneți-ne și nouă, ați avut incidente la plată și la implementare? A, știți, a fost un proiect la un privat de 200.000 de euro. Ei, uitați-vă ce se întâmplă la noi. La noi, ca să semnez un contract de finanțare, vă spun, privații, eu văd în exercițiul ăsta de finanțare, încep să renunțe la fonduri europene pentru că nu mai sunt atractive. Atâta birocrație avem și atâta ne încurcă încât nu... te descurajează. Apoi avem o lege a achizițiilor pe care am schimbat-o de vreo 10 ori în ultimii ani și am făcut-o din proastă din ce în ce mai proastă. Cred că nu există în Uniunea Europeană o lege a achizițiilor mai alambicate. Tot așa, pe povestea Comisiei Europeană spune că achizițiile în România nu sunt corecte. Ei, eu nu zic că n-or fi și probleme, dar totuși avem o Direcție Națională Anticorupție care trebuie să-și facă treaba. Avem o Curte de Conturi, da, care trebuie să vină să mă verifice dacă achizițiile mele sunt făcute corect. Ori la ora actuală, o achiziție pe care un primar, o primărie trebuie să o facă, durează mai mult decât o investiție, ceea ce este anormal. Și atunci, normal că nu atragem bani, nu absorbim bani. Pe de altă parte, că revenim la modul de gestionare, vedeți, dezvoltarea rurală este la Ministerul Agriculturii. Ce o avea Ministerul Agriculturii cu asfaltări de drumuri, cu apă canal, cu așa mai departe, n-am nimic. Doar faptul că Ministerul Agriculturii dă subvenția pe suprafață și pe animal, înțeleg, dar putea să fie un singur minister, așa cum e în Polonia și cum a fost și în Spania, și lucrurile au funcționat foarte bine. Revenind la cealaltă problemă, nu că vreau să le iau apărarea colegilor mei primari. Să știți că în perioada 2008-2012 am avut o întâlnire și era atunci un ministru al agriculturii pe nume Flutur, care probabil că, nu știu, avea și alte preocupări decât dezvoltarea rurală și afirma că primarii sunt de vină că nu se absorb fondurile europene. Știți că pe fosta măsură 3.2.2, adică măsura care, singura măsură dedicată dezvoltării infrastructurii la sate, gradul de interes pentru acea măsură a fost de 400%, adică proiecte declarate eligibile, adică proiecte bine făcute și nefinanțate, au fost de 4 ori mai mult decât bani. Ori asta vreau să înțelegeți, că până la urma urmei, bugetul pe care noi primarii ne batem ca să obținem aceste finanțări este foarte mic. Este foarte mic. Mai avem o problemă, că dumneavoastră a spus, da, domnule, sunt sate unde nu s-au făcut nimic. A fost prima perioadă de finanțare unde competiția a fost oarecum egală. A venit această perioadă de finanțare în care, gândiți-vă că anul acesta, România are termen de rezolvarea problemei de apă uzată în toate aglomerările umane, peste 2000 de locuitori. Da? Asta înseamnă că tot ce-i sat, comun, eu știu, orășel și așa mai departe, peste 2000 de locuitori, trebuie să aibă apă și apă uzată. Ceea ce a dus la defavorizarea localităților mici. Și scăderea gradului de interes. Și ce de făcut atunci? Pentru că vă spun următorul lucru. Conform directorului Freedom House România, doamna Cristina Gușet, România are o absorpție foarte redusă a fondurilor europene și aceasta se datorează unui nivel extrem de ridicat de birocratizare, ajungând cam până la 80% din efortul depus pentru implementarea unui proiect. Avem absorpție și datele sunt foarte recente de 14%. Unii zic că este bună, alții zic că este proastă. Domnule profesor, dacă discutăm de cifre, de absorpția fondurilor, dumneavoastră cum vedeți acest lucru? Deci datele cele mai recente, cum spuneți și dumneavoastră, undeva la 14-15%, sigur că datele nu vor fi niciodată perfect fiabile. Dacă ne raportăm la perioada 2007-2013, procentul nu este unul extrem de prost, dar fără îndoială nu este niciunul îmbucurător. Trebuie să avem în vedere faptul că ne aflăm în 2018 și că perspectiva bugetară sau perioada despre care vorbim, că sunt bugete multianuale la nivelul Uniunii Europene,
De aceea avem acești 7 ani, 2014-2020, se apropie de final. Sigur, rămâne regula N plus 2, încă 2 ani pentru cheltuieli, care poate să mai rezolve problema. Dacă ne gândim la 2007-2013, am fost undeva la 80%, cred că chiar la final, în vreme ce Polonia s-a apropiat de 100%, că tot ați menționat dumneavoastră exemplul Poloniei. Da, aici, cu o paranteză, cei 20% pe care îi cheltuiești din alocarea următorului exercițiu financiar, ceea ce la fel e o pierdere pentru statul membru care nu și-i cheltuie. Dar ce e interesant, dacă ne uităm pe datele statistice, pentru că avem aici mai multe programe operaționale, vom vedea că, sigur, avem la asistență tehnică în prezent undeva la peste 20%, avem la capacitatea administrativă undeva la 3 doar și la program operațional infrastructură mare, spre exemplu, undeva la 9%. Deci, în anumite cazuri, sigur, aici sunt chestiuni puțin mai tehnice, acolo unde sunt foarte puțini bani, procentul este îmbucurător și unde sunt mulți bani de luat, procentul este extrem de mic. Și asta ar trebui să preocupe autoritățile. Deci, dacă ne uităm defalcat, situația nu e roză. Acum, scuze, asistența tehnică nu este a primarilor. Asistența tehnică este a agențiilor, a celor, a finanțatorilor. Exact. Tocmai de asta nu e așa de relevant. Mi se pare irelevant, pentru că ele, procentele ar trebui să meargă bară la bară cu absorția. Adică e la fel ca la mine cu dirigenția de șantier. Eu îmi plătesc să-i dau toți banii dirigentelui și n-am făcut decât un metru de asfalt. Vreau să vă mai... spun despre o declarație a Comisarului European pentru Politică Regională, doamna Corina Crețu, care vine cu vești bune și nu prea, spune așa, România este printre țările care au câștigat 8% față de alocarea din 2014-2020 și vorbește despre următorul cadru financiar pe dezvoltare regională. Am primit bani mai mulți, deși sunt bani mai puțini și se taie de la fondurile de coeziune, România și Bulgaria totuși vor primi bani mai mulți. Și vreau să vă întreb, domnule primar, dacă nu este un pic ciudat și dacă europenii nu se revoltă pe bună dreptate când tot ne dau bani, dar de absorbit nu-i absorbim. Adică luați, fraților, bani de aici, dar noi pare să că nu îi vrem. Și spune că avem, că nu avem niciun proiect depus la Comisia Europeană pentru autostrada Târgu Mureș, și s-a discutat foarte mult, s-au primit niște bani zilele acestea. Și proiecte noi nu mai avem, spune Corina Crețu, mi-am și notat aici cu litere foarte mari, nu avem proiecte mari, din păcate. Domnul primar, aici, știți cum e, mie mi se pare că România are o lipsă de viziune. Adică fiecare guvern vine cu proiectele lui de acasă. Nu există nicăieri în lumea asta o dezvoltare sănătoasă, făcută așa pe genunchi, seara ne-am adunat noi la o bere și gata, facem autostrada spre Mureș sau o facem spre Cluj. Nu așa trebuie făcut. Trebuie odată pentru totdeauna toți factorii politici să-și asume acea strategie și, indiferent de ce culoare e guvernul, să o ducă mai departe. Doi, toate proiectele astea nu se fac peste noapte. Toate proiectele astea necesită un timp de elaborare, de achiziții, de studii, de așa mai departe, pentru a nu păți ce s-a întâmplat la autostrada Sebeș-Sibiu sau ați văzut că a plecat datorită lipsei studiilor geo. Deci toate astea trebuie făcute cu timp ca să iese lucru sănătos. Trei, eu cred că România ar trebui să aibă niște proiecte de infrastructură mare, foarte sănătoși, mai ales că România este într-o perioadă economică de, eu zic, de boom. Nu știu dacă este corect. Credeți-mă, în 2007, când a venit criza economică, 2007-2009, eu n-am crezut că o să mai trăiesc revigorarea atât de rapidă din ce scriau cărțile de economie. Tot acum citesc acea carte, Sfârșitul Alchimiei, scrisă de către un economist englez, care spune că totuși țările din Estul Europei, având această teren viran, teren liber, se vor revigura mult mai ușor decât marile industrii. Ei, ca să putem să atragem investitori serioși, să ne dezvoltăm, e important să ne creăm autostrăzi, să ne creăm infrastructură mare. Sigur că o să revin la satul românesc, care este atât de neîndreptățit, și aici ar trebui ca guvernul să vină cu programe complementare, pentru că Uniunea Europeană spune foarte clar, da, domne, eu îți dau banii ăștia pentru a-ți atinge tu punctele astea din strategie, care sunt obligatorii, tu te-ai angajat să le rezolvi. Restul, tu vii, tu guvern,
și să completez cu alți bani pentru alte proiecte. S-a lansat de ceva vreme Programul Național de Dezvoltare Locală, care merge foarte bine, finanțează foarte mult, dar care, din păcate, și noi am cerut-o prin Asociația Comunelor, n-a creat o competiție și nu finanțează, în opinia mea, doar proiecte de nevoi. Adică am văzut proiecte finanțate care nu prea au ce să înghită atâția bani. Bun. Un lucru foarte interesant de care vorbea Corina Crețu pe lângă birocratizare, spune, pe de altă parte, pe lângă birocratizare, sunt foarte multe state membre care adaugă regulamente suplimentare care nu sunt reguli europene. Și mă întorc la ce spuneați dumneavoastră, aici intervin probabil acele blocaje de care România nu ar avea nevoie, cu acele regulamente impuse de un stat care probabil se bat cap în cap cu regulamente și apoi hârtii cerute care nu folosesc nimănui. Deci eu la o cerere de finanțare, la un proiect mai mare, credeți-mă, de multe ori duc un metru cub de hârtie. Gândiți-vă ce înseamnă ca timp, ce înseamnă din punct de vedere economic hârtie, tonere și așa mai departe. Și am cerut de atâția ani, domne, aveți asistența tehnică, informatizați-vă. Adică eu vreau să trimit de la Ciugud la Centrul Regional de Dezvoltare, de Dezvoltare a Investițiilor Rurale, doar în format electronic. Pentru că au și o imprimantă să-și listeze, nu pierd timp să le duc atâtea hârtii, după aceea ajung să-și dea cu părerea că poate nu toate sunt bune. Pe de altă parte, oamenii lucrează în condiții inumane acolo, pentru că, vă dați seama, stau în birou cu munți de hârtii lângă ei. N-au spații de depozitare. Deci, clar că, în opinia mea, ar trebui simplificate procedurile și, uitați-vă, pe Programul Operațional Regional, Agențiile de Dezvoltare Regională, procedura de accesare a fondurilor este mult mai relaxantă decât e la noi, la rural. Și mă întreb, de ce la ei se poate și la noi nu? De ce la ei poți să-i dai drumul la licitație fără să-ți vină cei de la UCEVA pe tine, ANAP, să spun, știi, aici nu-i bine așa? Pe de altă parte, mi se pare excesivă. Mă verifică la achiziție odată fostul SEAP, da? Mai verifică UCEVAP, adică reprezentanții lor în teritoriul Ministerului Finanțelor, și apoi mă verifică și la CERFIR. N-am înțeles de ce atâtea verificări, ca după aceea, dacă vine de la DG Agri și mă verifică, constată că a fost o mică problemă acolo, niciunul dintre ei nu răspund, iar eu, primarul, trebuie să dau banii înapoi. Deci răspunderea asta trebuie dusă către toți indivizii care semnează, nu doar primarul trebuie să răspundă. Domnule profesor, se tot vorbește despre Europa digitală, apropo de hârtii, tone de hârtii, ca să scăpăm dumneavoastră din punct de vedere al banilor, cum vedeți acest lucru, tendința asta legată de digitalizare, mai sunt și alte tendințe de decarbonizare. Da, sunt multe deziderate legate și de strategia Europa 2020, sigur, această tendință către digitalizare și această tendință către protecția mediului, apropo de ce spuneați și dumneavoastră, cu observați de fapt ce se întâmplă în legislația europeană, ceea ce privește emisiile, spre exemplu, de vehiculelor, sigur, care în curând vor fi reduse la zero. Este un angajament pe care Uniunea Europeană și un pariu în același timp l-a făcut. Și este o direcție pe care se va merge fără îndoială și nu cred că este cale de întoarcere. Lucrurile nu mai pot să se schimbe. Este un angajament luat, este deja, sigur, de la stat la stat există anumite diferențe. Ne putem uita spre anumite state nordice sau state occidentale care deja au implementat aceste chestiuni la un stadiu mult mai avansat decât statele din Europa Centrală sau Europa Centrală și Orientală de Est. Însă și la nivel mondial direcția este tot aceasta. Deci digitalizarea nu poate decât să ajute. Inovarea, se și vorbește de altfel în strategie extrem de mult de inovare și de importanța brevetelor, a invențiilor. În prezent, Uniunea Europeană este mult în spatele Statelor Unite în ceea ce privește inovarea. Responsabilii europeni au înțeles acest lucru și deja au început să concentreze fonduri și să concentreze energii în direcția inovării.
a cercetării, a dezvoltării și așa mai departe. La Research and Development suntem în spate. Dacă permiteți și un mic comentariu legat de creșterea economică, într-adevăr, este o creștere economică semnificativă, surprinzătoare, cum bine spuneați și subliniați dumneavoastră, însă o creștere care e acompaniată și de anumite fragilități. O creștere bazată mult pe consum, o creștere care, vedeți, este acompaniată de inflație destul de ridicată. Observați rata inflației de peste două ori mai mare decât media europeană, că tot ne raportăm la media europeană. Deci trebuie privit un pic cu prudență și cu responsabilitate, mai ales de către, sigur, cei care fundamentează politicile economice. Bun, asta. Domnule primar, pentru că mai avem vreo două minute din această emisiune, știu că aveți proiecte în derulare, cu foarte, foarte mulți bani băgați în aceste proiecte. Vă rog să ne spuneți despre ce proiecte este vorba și cam pe când estimați să le și terminați. Da, haideți să le iau așa pe rând puțin. Avem un proiect de 4 milioane de euro împreună cu Comuna Sântimbru pe un ADI, unde asfaltăm un drum comunal ce leagă Comuna Ciugud de Comuna Sântimbru, străzile în două sate din Comuna Sântimbru și zona noastră industrială. Avem un proiect de 1 milion de euro pentru construirea unei grădinițe noi ultramoderne cu program prelungit pentru copiii noștri. Apoi avem acel proiect pentru panouri solare. Avem un proiect de reabilitare a școlii generale de la A la Z și dotarea ei de ultimă tehnologie. Construirea unui pod peste râul Mureș, care scurtează practic distanța între municipiul Alba și Comuna Ciugud la 2 km față de 10-11 cât avem acum, acela are o valoare de 1,5 milioane de euro. Avem un proiect frumos împreună cu alte 14 OAT-uri din stânga și dreapta Mureșului, de la Teiuș până la Orăștie, finanțat prin FLAG. Este un circuit turistic cu debarcadere și posibilitatea de a merge cu caiacul și de a te debarca în zonele turistice ale localităților. Și mai avem pe GAL o microregiune formată din 27 de OAT-uri din județul Alba și Sibiu, unde dezvoltăm proiectele care se anime fiecare zonă de acolo. Și avem și multe altele. Deci iată că până la urmă se poate. Cei care au privit emisiunea probabil au aflat multe lucruri despre Ciugud, dar și despre bani europeni care sunt investiți cu folos pentru dezvoltarea comunității locale până la urmă. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă mai așteptăm cu noutăți, domnule primar, domnule profesor și pe dumneavoastră să ne mai explicați despre economie mondială. Emisiunea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tiberiu Sas și vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom vorbi despre alte teme legate de afacerile europene. O seară excelentă vă doresc, la revedere!